Un Crăciun în grup restrâns, fără o mare reuniune de familie, este fără îndoială cea mai bună opțiune pe timp de pandemie pentru majoritatea țărilor, recomandă Organizația Mondială a Sănătății. O celebrare online ar putea fi o soluție, zic cei de la OMS. Chiar dacă nu puteți sărbători împreună anul acesta, puteți găsi mijloace de a sărbători când aceasta se va sfârși. Facem astfel în familia mea și vom sărbători pe cinste atunci când se va sfârși. Potrivit datelor, numărul de contaminări a crescut în Canada după Thanksgiving, sărbătorită acolo pe 12 octombrie. Potrivit OMS, ține de autorități să găsească echilibru potrivit între riscurile pentru sănătate și riscurile sociale și economice legate de restricții în plină perioadă sărbătorilor, care pot genera multe frustrări și multe critici.